Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre primul război mondial sau marele război, așa cum este el cunoscut de contemporani. Acesta s-a desfășurat între 1914 și 1918. Pentru început, câteva cuvinte despre ce a determinat pe oameni să pornească acest război. Spre deosebire de războaiele anterioare, primul război mondial a avut mize mult mai mari. Aici vorbim de dominația asupra întregii lumi, despre obținerea de resurse economice la scară globală sau despre satisfacerea unor aspirații naționale. Punctual, cauzele directe ale izbucnirii războiului au fost mișcările naționaliste din Balcani, Balcanii, o zonă eterogenă din punct de vedere etnic și religios, a iscat numeroase tensiuni de-a lungul timpului, astfel încât unul dintre marii cancelari ai germanilor, Otto von Bismarck, îl numea butoiul cu pulbere al Europei. Mai apoi avem dorința de revanșă a francezilor în fața germanilor. Francezii fuseseră înfrânți în războiul franco-prusac dintre anii 1870-1871, moment în care Germania se proclamase imperiu. Atunci francezii pierduseră, printre altele, provinciile Alsacia și Lorena, pe care, evident, le doreau înapoi. O altă cauză ar fi rivalitatea dintre marile puteri pentru colonii. Să vedeți în harta imediat următoare cine deținea cel mai mare teritoriu și, evident, intenția declarată a Germaniei de a detrona Marea Britanie ca putere hegemonă mondială, putere care controla destinele întregii lumi. Iată, deci, harta lumii la începutul primului război mondial. Culoarea roz evidențiază teritoriile stăpânite de statele Antante. Cu albastru sunt teritoriile controlate de statele puterilor centrale. Cu verde sunt state care, la un moment dat în timpul războiului, au rupt relațiile diplomatice cu puterile centrale, iar galbenul, evident, reprezintă statele neutre, care nu au participat în niciun fel la acest prim război mondial. Puteți observa că rozul predomină. Cel mai mare imperiu colonial al lumii era, evident, Marea Britanie, care deținea un teritoriu imens, urmată mai apoi de Franța și ea având la dispoziție un teritoriu de asemenea foarte, foarte mare. Ei bine, pretextul războiului, adică motivul care a determinat efectiv izbucnirea conflictului, luptelor dintre marile puteri, a fost reprezentat de atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914, care a determinat, a dus la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, cel care era moștenitorul tronului Austro-Ungariei, iar cel care a comis asasinatul a fost un student sârb pe numele său Gavrilo Princip. Evident, Serbia a fost acuzată de Austro-Ungaria că a pregătit atentatul și mai apoi i-a declarat și război. În imagini puteți vedea o reconstituire, un desen care, prin care presa vremii a reconstituit atentatul de la Sarajevo, dar și câteva imagini, sus cei doi soți, Franz Ferdinand și sigur soția sa, ambii au fost uciși în acest atentat, nu numai Franz Ferdinand, și soția a fost asasinată, și jos este cel care a comis atentatul, și anume studentul Gavrilo Princip, studentul sârb Gavrilo Princip. Câteva cuvinte despre cei care se confruntă în acest prim război mondial. Avem în stânga tripla alianță sau puterile centrale, constituită la sfârșitul secolului XIX și este formată de Austro-Ungaria, Germania, Turcia și Bulgaria. Vorbim de cei care au participat efectiv la război de partea puterilor centrale și în dreptul fiecărei țări este precizat anul în care acestea au intrat în război. Sus avem imaginile, sau alături, avem imaginile conducătorilor acestor state. Primul din stânga sus este împăratul Germaniei Wilhelm al II-lea, alături este împăratul Austriei, Austro-Ungariei, Franz Josef. Jos îl avem pe ultimul sultan turc, Mehmed al VI-lea, și pe Ferdinand I, regele Bulgariei.
Opoziția acestei triple alianțe sau puterilor centrale a fost făcută de tripla înțelegere sau Antanta, care a fost constituită din următoarele state: Franța, Marea Britanie, Rusia, Belgia, Japonia, Italia, România, Statele Unite ale Americii și Grecia. Evident, cu o precizare a anilor când acestea au intervenit în război și cu câteva chipuri reprezentând protagoniști ai acestei drame numite război mondial. Mai întâi îl avem pe președintele Franței, Raymond Poincaré, alături este regele Marii Britanii, George al V-lea, mai jos este țarul Rusiei, Nicolae al II-lea și, nu în ultimul rând, regele Belgiei, Albert I. Începutul războiului. Așa cum am spus un pic mai sus, la 28 iulie 1914, Austro-Ungaria declară război Serbiei. După ce, în prealabil evident, împăratul Franz Iosef a încercat, printr-un ultimatum, câteva demersuri diplomatice, care însă au eșuat. Imediat, membrii celor două blocuri politico-militare au intrat în război. La 30 iulie, Rusia a decretat mobilizarea generală, în sprijinul Serbiei, evident. Imediat, la 1 august, Germania a declarat război Rusiei. De data aceasta, germanii interveneau pentru Austro-Ungaria. Și lista continuă, ca un joc de domino, care se răstoarnă, piesă după piesă. La 3 august, Germania declară război Franței, iar imediat, Marea Britanie declară război Germaniei, care, între timp, începuse acțiunile militare și invadase Belgia, încălcându-i acesteia neutralitatea. Mai rămâne la 23 august Japonia, care este aliată Angliei și declară, evident, război Germaniei, dar să nu uităm că Japonia urmărea un interes personal, și anume posesiunile germane din Extremul Orient, pe care de altfel le și ocupă. Dar ideea este că prin intrarea Japoniei deja războiul tinde să nu mai fie unul european, ci să se transforme într-un război mondial. Și sigur, mai rămân Italia și România, care sunt aliate ale puterilor centrale, ale triplei alianțe, dar care își declară neutralitatea, urmând pe parcursul războiului să participe totuși, dar de partea taberei adverse, și anume de partea Antantei. Câteva cuvinte despre planurile de luptă. Toate statele așteptau acest război, pe care îl considerau evident ca fiind inevitabil. Prin urmare, fiecare a pregătit cu mult timp înainte de izbucnirea războiului planurile de luptă care, în viziunea celor ce le-au conceput, urmau să aducă victoria decisivă într-o perioadă cuprinsă între 4 și 6 săptămâni. Cele mai importante dintre acestea sunt cele elaborate evident de germani și francezi. Astfel, germanii au executat planul Schlieffen, iar francezii planul numit varianta 17. Îl aveți în stânga jos pe Schlieffen, generalul care a elaborat planul ce îi poartă numele. Planul său, îl putem urmări pe harta alăturată, își propunea să execute o uriașă învăluire prin Belgia și Franța pentru a cădea în spatele trupelor franceze și, evident, a obliga armata franceză să se recunoască înfrântă. Urmărim săgețile trasate cu culoarea roșie, traiectoria pe care urmau să o parcurgă trupele germane. Puțin mai jos, vedem săgețile albastre, care reprezintă planurile franțuzești. Ei își doreau să rupă efectiv frontul german în centru și, evident, această lovitură urma să destabilizeze armata germană, ce urma să se recunoască înfrântă. După cum vedeți, toți creatorii planurilor se gândeau la o durată de o lună, o lună și jumătate. Evident, au luat în calcul resursele necesare pentru a purta un război pentru această perioadă de timp. Dar războiul a fost cu mult mai lung. Vorbim aici de 4 ani, care evident au epuizat toate națiunile participante. Vorbim despre desfășurarea efectivă a războiului, urmărim pentru început perioada cuprinsă 1914-1915 și discutăm evident pe fronturi. Fronturile considerate a fi principale, evident, sunt frontul de vest și frontul de est. În vest, Germania a reușit să surprindă Franța. În august 1914 a atacat prin surprindere Belgia și a pătruns în nord-estul Franței, mai intrând către Paris. Evident, francezii au reacționat și între 6 și 12 septembrie 1914 s-a desfășurat bătălia de la Marna, care s-a încheiat cu victoria francezilor, germanii fiind obligați să se retragă. Urmărim pe hartă, jos,
în stânga. Cu culoare portocalie este indicată linia maximă pe care înaintarea germană a atins-o. Puteți vedea că s-a apropiat foarte mult de capitala Franței, de Paris. Vorbim de o distanță cuprinsă între 40-50 de kilometri pe care germanii o ating până în apropierea Parisului. Iar puțin mai jos vedem săgețile albastre care reprezintă direcția de contraatac pe râul Marna și, evident, linia verde reprezintă linia pe care în noiembrie 1914 s-a stabilizat frontul de vest. Vorbim de o lungime de peste 800 km între Marea Nordului și granița elvețiană. Este, din păcate, și momentul în care se realizează trecerea de la un război de mișcare la un război de poziții sau, așa cum am scris un pic mai jos, un război de uzură care își propunea acum nu să mai înainteze, nu să mai facă manevre spectaculoase, ci să uzeze până la epuizare forțele inamicului. Mai avem frontul de est, iarăși un front principal, unde evenimentele s-au desfășurat după cum urmează. În august 1914, Rusia a atacat la apelurile disperate ale Franței, aflată în situație dificilă la momentul acela. Spuneam, Rusia a atacat Prusia Orientală, adică Germania. Dar dezorganizarea și proasta comandă a armatei rusești a determinat ca rușii să fie înfrânți în bătăliile la Tannenberg și lacurile Mazuriene. Iar spre sfârșitul anului 1914, evident, linia frontului s-a stabilizat. Și pentru perioada de iarnă 1914-1915 și pe frontul de est putem vorbi de un război de uzură. Câteva imagini, zic eu, sugestive. Sus, în stânga, avem o imagine cu rezistența belgienilor în bătălia de la Liege, bătălie prin care belgienii au reușit să dea peste cap planurile germane, întârziindu-i pe aceștia destul de mult, oferindu-le francezilor oarece timp să reacționeze. Avem în dreapta sus o imagine de la Tannenberg, o imagine, un desen realizat după o imagine de la Tannenberg. În centru sunt cei doi generali care sunt artizanii victoriei germane la Tannenberg, dar și la lacurile Mazuriene. Vorbim de generalul Hindenburg, mai târziu mareșalul Hindenburg și de generalul Ludendorff. Jos, două imagini din bătălia de pe râul Marna. În dreapta putem vedea și culoarea uniformelor armatei franceze, albastru, și celebrii pantaloni roșii, la care sigur că vor fi într-un final obligați să renunțe. Tot în perioada 1914-1915, două cuvinte și despre fronturile secundare, care, sigur, s-au format datorită intrării în război a turcilor, Bulgariei, Italiei. Și avem întâi frontul din Balcani, unde sârbii rezistă trupelor austriece, cel puțin când sunt înfrânți în anul 1915, odată cu intrarea Bulgariei în război. În nordul Italiei se formează un nou front în 1915, odată cu intrarea acestei țări de partea Antantei și, evident, intrarea Turciei în război deschide un conflict și în Orientul Mijlociu, unde Marea Britanie avea interese considerabile și, evident, acolo va trimite un corp expediționar care va lupta împotriva acestei țări, împotriva Turciei. Și avem două imagini, jos luptători sârbi, iar în dreapta artilerie turcă în bătălia de la Gallipoli. Pentru anul 1916 avem câteva evenimente foarte importante în desfășurarea Primului Război Mondial. În primul rând avem ofensiva germană care a fost oprită cu eforturi mari din partea francezilor în bătălia de la Verdun. 21 februarie, 18 decembrie 1916 este cea mai îndelungată bătălie a Primului Război Mondial și, evident, este și cea mai sângeroasă. În timpul acestei bătălii, unul din sectoarele frontului a fost numit de soldații francezi abatorul, pentru numărul foarte mare de victime care s-au produs în acel sector. Pentru a ușura situația francezilor la Verdun, avem o ofensivă organizată de britanici, sigur și cu participare franceză, de aceea numită ofensiva franco-britanică, pe râul Somme, care
eșuează, deși n-a fost obținut decât un progres nesemnificativ. Vorbim de o adâncime de 12 km, foarte puțin față de ce și-au propus, dar salvător pentru francezi, deoarece acest lucru a determinat transferul unor trupe din zona Verdun pe Somme pentru a-i opri pe britanici. Tot în această conjunctură a bătăliei de la Verdun, avem și intrarea României în război în august 1916, armata română trecând munții în Transilvania. Desigur, urmează o contralovitură a puterilor centrale, o ofensivă bulgară la sud, coordonată de germani, evident, care aduce României înfrângerea dezastruoasă de la Turtucaia și care, evident, oferă timp puterilor centrale să se reorganizeze în Transilvania, reușind mai apoi să treacă de zona Carpaților. Iar iarna lui 1916 găsește România aproape scoasă din război, redusă la ceea ce înseamnă Moldova dintre Siret și Prut, cu o armată dezorganizată, în condiții foarte grele, dar, din fericire, hotărâtă să continue rezistența. Și avem, evident, imagini sugestive. Sus, în stânga, ofensiva germană. O imagine cu ofensiva germană la Verdun, puteți vedea acolo, soldați care aruncă grenadă, aruncători de flăcări, iar jos, eroica rezistență franceză într-un contraatac, în încercarea de a opri pe germani. Sus avem trupele britanice care curajoase au ieșit din tranșee pentru a fi evident decimate de mitralierele germane pe Somme, iar jos entuziasmul românesc atunci când trupele au trecut munții Carpați în Transilvania. Pentru anul 1917, evenimentele demne de menționat sunt următoarele. În aprilie, intrarea Statelor Unite ale Americii în război de partea Antantei. Situație care, sau fapt care va schimba soarta războiului, pentru că americanii vor aduce în Europa peste 1 milion de soldați, sigur, nu imediat, în timp, dar cel mai important lucru, americanii au trimis imediat în Europa provizii. Și vorbim aici de mâncare, în special, de combustibil și de muniții, absolut esențiale în continuarea războiului de către trupele franco-britano-belgiene. Nu vorbim de frontul de vest. Singurul eveniment notabil al anului 1917, dacă e să vorbim de război, este victoria românească pe frontul de est. Victoriile românești pe frontul de est, la Mărăși, Mărășești și Oituz. La Mărăști, armata română, armata a doua, condusă de generalul Alexandru Averescu, atacă și reușește să străpungă frontul german, dar nu e posibil să profite mai mult de această victorie, deoarece încep bătăliile de la Mărășești și Oituz, unde germanii și Austro-Ungarii atacă violent, iar armata română, cu sprijin, sigur, din partea trupelor rusești aflate pe front, rezistă în condiții deosebit de grele. Cu toate acestea, Mărășești și Oituz, dar și Mărăști, au arătat germanilor că armata română și-a revenit după campania dezastruoasă a anului 1916 și cu ajutorul misiunii militare franceze s-au reechipat și s-au pregătit pentru a face față războiului modern. Tot în octombrie 1917 avem un eveniment, este Revoluția bolșevică din Rusia. Izbucnirea acestei revoluții trimite Rusia într-o stare de tulburare profundă, care evident face ca aceasta să nu mai poată continua războiul și în aceste condiții, inclusiv România, nemai putând avea sprijinul aliatului său rus cu care rezistase împreună, este și ea obligată să încheie o pace separată cu puterile centrale. Iarăși, am căutat câteva imagini sugestive, zic eu, și avem sus în stânga soldații americani care sosesc pe frontul de vest și care testează materialul, mai întâi, evident, celebrele măști de gaze. Nu uitați că în primul război mondial s-au folosit gazele toxice de luptă.
În stânga, sus, avem o mitralieră românească pe frontul de la Mărășești. Da, vedeți ofițerul cu binoclu care observă mișcarea trupelor inamice și servanții mitralierii. Iar jos, în prim plan, este Vladimir Ilich Lenin, care le vorbește rușilor în momentul declanșării Revoluției Bolșevice. Sigur, anul 1918 aduce într-un final izbăvirea întregii lumi și anume sfârșitul războiului. Mai întâi, în martie în 1918, avem tratatul de pace de la Brest-Litovsk între Rusia și Germania, prin care, practic, Rusia capitulează, cedează mult teritoriu Germaniei. Practic, cel mai important lucru e că Rusia a ieșit din război. Imediat va încheia și România pace cu puterile centrale, pace separată cu puterile centrale. Pacea de la Buftea, București. La 18 iulie 1918 este o victorie aliaților în a doua bătălie de pe Marna, unde este oprită cea de-a doua ofensivă germană în această regiune. Evident, aliații trec la contraofensivă și reușesc în scurt timp să îi împingă pe germani înapoi. Are loc și o deparcare a aliaților în peninsula balcanică, la Salonic, și evident e momentul în care germanii încep treptat să cedeze teren pe toate fronturile. Totodată, aliații germanii sunt epuizați și rând pe rând părăsesc războiul. La 29 septembrie 1918 Bulgaria cere pace, la 30 octombrie 1918 Turcia cere pace, iar la 3 noiembrie este rândul Austriei să ceară încetarea războiului. Rămasă singură, Germania nu are alte opțiuni decât să solicite pace, acest lucru realizându-se pentru început prin semnarea armistițiului de la Compiègne, care face ca luptele să încete. Imagini de la Compiègne. Da? În stânga aveți momentul în care mareșalul Foch, cel care conducea delegația germană la delegația franceză la Compiègne, îi întâmpină pe delegații germani și în dreapta momentul imediat de după semnarea armistițiului, delegația franceză s-a fotografiat lângă vagonul de tren. Este trenul de campanie al mareșalului Foch, în care acesta își avea statul major, se deplasa de-a lungul frontului cu acest tren. Foarte pe scurt, bilanțul primului război mondial poate fi cuantificat astfel. Vorbim de 10 milioane de morți, de 22 de milioane de răniți în diverse grade, iar pierderile materiale se ridică la aproximativ 400 miliarde de dolari, o sumă colosală pentru epoca respectivă. Și jos avem trei monumente, imagini cu trei monumente dedicate eroilor acestui prim război mondial. Avem memorialul de la Verdun, memorialul de la Thiepval, care a fost ridicat pentru eroii britanici, și nu în cele din urmă, mausoleul de la Mărășești, cea mai amplă construcție românească care comemorează eroismul soldaților români în acest prim război mondial. Nu este singura, mai sunt astfel de mausolee la Oituz, la Mărăști, chiar și la Soveja, și astfel de monumente dedicate celor căzuți pentru patrie se regăsesc în fiecare localitate. Nu a existat, practic, localitate care să nu-și aducă aportul de sânge în obținerea Marii Uniri, căci acesta a fost, practic, idealul și visul împlinit al românilor care au murit pentru patrie în acest război. Pentru final, vă propun, dragilor, trei texte despre trei bătălii, Ypres, Tannenberg și Verdun, pe care să le analizați și să încercați să vă explicați ceea ce s-a întâmplat, răspunzând la întrebările sigur vi le-am propus la sfârșitul, până când ne vom mai auzi. Eu vă urez succes în acest an dificil.